Republica Moldova este prima țară care a primit acest statut în Uniunea Economică Euroasiatică. Anterior, Dodon a semnat un memorandum de cooperare cu organizația controlată de Rusia. Сегодня важный день и историческое событие. Республика Молдова получила официальный статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. În timp ce Dodon se așteaptă la intensificarea cooperării economice cu statele membre, experții spun că statutul de observator este lipsit de substanță. Уверен, что статус наблюдателя позволит нам успешно решать многие вопросы развития сотрудничества в области взаимной торговли, сельского хозяйства, промышленности, информационных технологий, цифровой экономики и во многих других областях экономики. Pentru Republica Moldova, acest statut de observator este mai degrabă o fel de distracție. Nu este un format instituționalizat care ar putea să aibă imediat consecințe economice, nici pozitive, nici negative. Obiectivul politic maximal pe care și-l propune Partidul Socialist este de a distruge coeziunea relațiilor cu Uniunea Europeană. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, a calificat într-un comunicat oficial statutul nou obținut de observator ca fiind nul. Asta pentru că nu a fost urmată procedura internă de ratificare de către Parlament a Acordului Internațional. Declarația lui a fost confirmată și de deputatul Tudor Deliu. Nu a fost urmată nicio procedură. Ceea ce a declarat președintele, asta este egal cu zero. Nu poate președintele numele său să declare Republica Moldova observator sau asociat într-o statelor. Uniunea Economică Euroasiatică a fost formată în ianuarie 2015 și are scopul de a întări cooperarea între statele membre, Rusia, Armenia, Belarus, Kârgâzstan și Kazahstan.